Încercăm să vorbim despre fericire. Și conceptul ăsta de fericire nu-l putem defini decât dacă începem de la Aristotel, care Aristotel ne-l definește drept eudaimonia. Ce înseamnă eudaimonia? O stare de... Eul vine de la mine, de la sine, și daimon ar fi spiritul, zeul, o zeitate în polisul lor. Platon spunea că sufletul, adică psihele, știința, adică psihele are deja știința prin faptul că el, înainte de a fi născut, el avea forma asta de ființă, era creată. Psihicul, psihele era creat și avea. Și noi în lumea asta, ne spune Platon că noi ne regăsim, ne reamintim valorile cu care am fost însămânțați, fecundați de către zeu. Precum cum vedea el, la fel era ar fi fecundat femeia de bărbat sau psihele de către zeu. Și la fel cum o să plece filozofia pe calea asta în a dovedi, în filozofia mă refer la metafizică, adică la religia asta creștin-ortodoxă care se duce pe exemplu ăsta lui Platon, că că înțelepciunea vine de la Zeu și că și ideile astea de bine, bine absolut, care, cum spunea și Augustin, că binele absolut vine, înseamnă Dumnezeu, nu mai înseamnă zeu. Iar în loc de psihe avem credința, ruga. Noi prin rugă ajungem la cunoștință. Spunea că toate științele cumva converg să mișcă, ies din domeniul filozofiei la un moment dat. Și majoritatea ies din Plato, nu din Plato, din Aristotel. Și filozofia cumva rămâne pe Plato și pe Parmenide. Adică Parmenide vine și ne explică că ce-i ființa, ce-i creat și ce-i etern. Și că omul nu face parte din el și de asta ne spunea și CTP-ul că oamenii nu există, Dumnezeu există. Eudaimonia. Ce înseamnă eudaimonia? Deci am definit frumos spirit și zeu. Eudaimonia. Frumos spirit zeu, da? L-am definit. Iar eudaimonia ar însemna în societatea aia, pentru că de unde făceau parte ăștia trei? Socrate, Aristotel și Plato. Din cetate. Deci, oamenii ăștia ne spuneau că doar în cetate poți fi fericit. Doar în cetate, înconjurat de oameni. Și aici vine și concepția lui Nietzsche. Nu Nietzsche, o Dostoevski. Asta că în lagăr iasă cei mai rău din om. Omul uită că există Dumnezeu acolo și de asta. Deci doar în cadrul cetate, doar aici în cetate poate exista fericirea. Și ce înseamnă fericirea pentru Aristotel? Pentru Aristotel fericirea înseamnă a face acțiunile alea the gold mean, da? Virtutea. De asta înseamnă fericirea, a practica virtutea, să faci binele din virtute ca să cumpătarea aia în ale 12 8 virtuți care le are el. Și ce înseamnă virtutea? Virtutea? Virtutea înseamnă pentru el exact să ai o viață fericită. Deci dacă faci ideile alea bune, faci ceea ce-i bine, îți faci virtuțile și ne spunea că virtuțile astea le poți face doar făcându-le. Și tu făcându-le o să te înveți să le faci. Fake it till you make it, da? Asta ne spunea. Omul vrea să facă binele. De ce vrea să facă binele? Ca să-și facă virtutea. Numai așa poate el să devină bun și să fie fericit. În cadrul polisului, da? Daimonul trebuie să fie bun. Și ce ar fi daimon? Daimonul ar fi... Nu știu dacă e corect ce zic acum, dar daimonul ar fi...
ar fi legat așa cumva de psihe, adică de conștiință, de psihic, prin faptul că daimonul. Oare ce spune daimonul? Nu, ar fi daimonul ăsta nostru ar fi o imagine a noastră, un Pokémon dinăuntru nostru care a rămas după ce am dat la o parte ce nu e important, să zicem așa. Ne define asta Platon prin Apologia lui Socrate, sau cred că da. Că fericirea e atunci când mori. De ce? Pentru că atunci te întorci la materie, pentru că noi suntem. Am primit aici materie în lume și pentru că am primit materie, suntem constrânși. Suntem constrânși de imediat și de existența asta. Suntem constrânși la existența asta. Nu? Omul e fericit doar atunci când moare, pentru că atunci se împlinește și nu mai e constrâns de nimic. Pentru că atunci accede la adevăr. De exemplu, viața asta lui Brâncoveanu. Da, a avut o viață bună, a fost un boiar, a condus țara. Da, a fost. Dar cu adevărat bun a fost doar atunci când s-a dus către. Când s-a dus către. Către cealaltă lume. A scăpat de fizic. Fericirea, după Aristotel, este o activitate, un stil de viață. Activitățile trebuie să fie exercițiul virtuții. Ce ai făcut astăzi? Mi-am exersat virtuțile. Mi-am convocat sufletul să facă bine. Nu? Asta ar fi binele. Și aia cred și eu. Și uite ce spunea, deci viața e un exercițiu al virtuții în care tu îți practici virtuțile în orice împrejurare. Chiar dacă e greu, chiar dacă e rău, chiar dacă nu ești băgat în seama, ceva de genul. Trebuie să îți faci din daimonul ăsta a tău, trebuie să faci, să-l faci frumos, să se vadă frumos, frumos, frumos. Sau cum spunea Nietzsche, viața ca o operă de artă. Asta dacă estetic înseamnă pentru noi frumos. Estetic, frumos, atunci pentru el poate însemna, dar pentru noi un pic divergentă opinia, pentru că pot să fie opere de artă care, sau în general, în ziua de astăzi nu mai avem opere de artă care ne arată un tablou frumos, nu? Un tablou frumos nu e mai interesant pentru noi, cred că. Un tablou frumos vine doar să ne. Un tablou frumos. Nu ne mai interesează momentan. Momentan căutăm urâtul, căutăm inesteticul. Să ne trezească o sublimul. Să continui cu firul ăsta narativ. Esteticul e frumosul, da? A, uite, esteticul nu e chiar frumosul în artă. Poate în concepția lor atunci, da, dar acum nu mai e un peisaj care să ne trimite un frumusețea asta a naturii să ne transmită, uite, măreția lui, da? Deja nu se mai duce în direcția asta frumusețea. Acum frumusețea poate fi negată cu trăiri, cu sentimente. Deci, un tablou care ne transmite ceva urât, da? Grotesc, băi, uite ce. Dar prin rațiune, noi prin puterea asta de a raționa, ne dovedim că, uite, e mai frumos, uite cât însemnătate are. Sper că mă aud, dar ar trebui să vorbesc mai tare. Hai că încep de acum. Ce este sublimul? Da? Ce este sublimul? Hai să-l definim prima dată pe frumos. Frumosul trezește în frumos. Trezește în subiect ceva pozitiv, da? Când vezi ceva frumos, vezi ceva pozitiv. Pozitiv, estetic.
Îți satisface simțurile. Da? Îți satisface simțurile. Dar ceva sublim e ceva grotesc. E ceva grotesc. Uite aici cum arată de mizer ca în asta. Dar dacă te gândești și o raționezi. De fapt, e o operă de artă, uite aici, pe pereții cănii. Pentru că semnifică ceva. Deci, sublimul îți evocă ceva negativ. Negativ. Simțurile îți respinge. Dar rațiunea îți permite trăirile intelectuale. Care îți transmit o trăire neplăcută. Tu din imitația aceasta ai găsit, ai raționat sensul care deja e superior existenței și esteticului. Arta e ceva sublim. Suferințele celorlalți. Noi acum căutăm suferințele celorlalți. Melancolia, plumb, după asta ne uităm. Pentru că e superior. Trăiri negative, diferite. Portretul lui Dorian Gray. Deci, povestea în care tabloul suferea și el nu suferea, tabloul îmbătrânea, el nu, sau ceva de genul, dar nu știu exact. Sau povestea asta lui Sloterdijk, nu? Cu Palatul de Cristal, în care izolarea. Da, izolarea. Asta era. Fericirea înseamnă viața omului trăită în cetate. Să trăiești în cetate înseamnă să fii fericit. Și uite, astăzi nu prea e. Cetate nu mai e. Acțiunile de virtute. Ce ar însemna acțiunile de virtute? Să faci o acțiune conform unei concepții în care să fii temperat, să gândești, să raționezi instanțele și capabilitățile tale ale contextului. Că degeaba ești curajos și te bagi tu primul să te lupți. Degeaba, pentru că o să mori. Nu? Asta ar fi chiar o sinucidere. Mă arunc primul luptă, mor, nu mai mă chinui. Aia înseamnă curajul să te chinui. Nu să fii laș. Care e altă extremă. Lașitatea. Să renunți. Nesăbuința. Ai fost nesăbuit. Ai fost laș. Ai fost curajos. Curaj înseamnă să înduri. Să-ți crești ego-ul. Și îți crești ego-ul. Te simți bine. Kant spunea, nu ajut... A, da. E greșeala. Dar la nesăbuință nu trebuie să te arunci în luptă cu moartea singur. Mori ca să scapi. Mă sinucid. Nu asta e soluția. Nu, asta e curajul. Curajul e să înfrunți realitatea și să înduri. Asta înseamnă curajul. Trebuie să înduri toate care îți vin în cale. Kant spunea din imperativul ăsta categoric, spunea că noi facem binele așa. Pentru că credem în pedeapsă, în de astea. Cam de asta făceam noi binele. Dar Kant spune că noi nu trebuie să facem binele pentru că să ne hrănim noua orgoliu. Îi dă un leu unui sărăntoc și automat mă simt mai bine. Nu. Deși ei se află acolo pentru tine, nu pentru el. Se află pentru tine ca să te simți tu mai bine.
Îi dai lui un leu și te-ai scăpat, deci nu te mai gândești. Dar de fapt tu trebuia să-l primești în casă, să-l ajut. Nu așa, subiectiv. Cine dă lei? Nu? Păi, știi, noi îi facem un binele la mărunt și nu-l băgăm în seamă, de fapt, în problema lui. Tu ar trebui, de fapt, să-l bagi în casa ta, să-i dai de mâncare, nu? Tu dai leu ăla, că de fapt, ca să te simți bine, să-ți hrănești orgoliu și să... Tu, de fapt, faci excesul virtuții, nu? Dar uite, pe de altă parte, deci Aristotel vine cu teoria asta, virtutea. Da? Virtutea înseamnă fericire în cadrul polisului. Dar stoicii, precum Epicur, Marcus Aurelius, Seneca, ei au altă viziune. Ei consideră că tu poți fi fericit dacă ai virtuți, dacă faci binele, chiar dacă ești singur, chiar dacă ești teolog și chiar dacă la ei nu există condiții. Virtutea este de ajuns pentru fericire. Tu prin rațiune, chiar dacă ești bolnav, sărac sau orb, tu poți să fii fericit. Tu poți să fii fericit chiar dacă nu ai pe nimeni din afară. Fericit prin propria persoană, Aristotel. Uite, spre exemplu, Aristotel, el pe de altă parte, el lua în calcul și averea, sănătatea. Deci nu... Corpo sane, da? Minte, sănătos în corp, sănătos. La el nu puteai fi fericit fără o stare de bine în corp, fără durere. Cu durere nu puteai. Și aveai nevoie de o avere. Aveai nevoie de avere. Aristotel credea că ai nevoie de avere ca să poți să fii fericit și să-ți practici virtutea în cadrul polisului. Weber, da? Max Weber spunea că în capitalismul și responsabilitatea, probabil, că protestanții, religia asta protestantă, a fost prima, datorită lor s-au creat capitalul, pentru că ei, spre deosebire, deci ei puneau, creau din avere un bine, o virtute, da? La ei însemna să ai bani însemna să ai mai multă putere de a face binele, mai multe pomeni pentru săraci, ceva de genul. Pot spune asta și despre ortodoxism, dar nu se prea întâmplă, da? Deci, cumva, ei au creat capitalul, spune Weber. Dar, de fapt, uite, fericirea astăzi, cum e? O curgere a fericirii în care, dintr-un vas care peste noapte se umple prin vise, pentru că în vise noi reușim să ne... Totul e real, nu nimic e real și totul se îndeplinește. Dimineața nu ai regrete, da? Iar spre seară îți cad și de fapt realizezi că modul în care te afli. Dar totuși, dacă faci binele, cumva ajungi să te calci în picioare. Îl vedem pe Machiavelli. Și cine spune Machiavelli că... No, nu-i nevoie. Sau guru ăștia pentru relații. Frate, degeaba faci tu asta. Degeaba. Nu trebuie să fii bun. Deci ăștia nu te învață să fii bun. Să o faci din moralitate. Nu, frate, ăștia te învață să o faci din...
Prin tricuri, da? Îi păcălești. Bă, suntem niște ființe pe hormoni. Dacă știi să faci un om să-i secreți hormonii, l-ai câștigat. Poți să-i păcălești, de fapt. Și de fapt, în societatea de astăzi, nimeni nu mai are relații. Nu mai suntem în polisul ăla, nu mai suntem în cetate, nu mai discutăm cu nimeni. Nu mai avem relații, nu mai avem spațiul ăla de a face binele. Uite, de exemplu, dacă îi dai prea multă atenție sau dacă nu bagi în seamă ca să nu creadă sau chestiile alea. Tu trebuie să faci golden minu, da? Din just în injust. Da? Tu trebuie să... A, uite, da, asta vreau să spună. Aristotel ne spune asta. Tu trebuie să faci să practici virtutea, să nu faci extremele. Uite, noi din asta facem... De ce nu suntem noi fericiți? Conform lui Aristotel, pentru că noi nu facem virtutea, nu suntem curajoși. Noi pentru că, uite, i-am greșit iubitei, mamei, da? Am înjurat-o sau i-am făcut ceva rău, am nemulțumit-o, ca să ne recompensăm, ce facem? Compensăm printr-o altă faptă mai bună, evaluată mai bună. O ducem la mall, îi cumpărăm o floare, ceva de genul, da? Și aici nu facem virtutea. Ne clădim și dărâmăm. Sau dărâmăm și clădim. Facem exact ce nu ne învață Aristotel. În primul rând, polisul nu există și noi nu practicăm virtutea. Noi suntem singuri, da? Noi suntem izolați. După ce am făcut un rău, îi facem un bine pentru a compensa, da? Când, de fapt, noi în nicio acțiune n-am fost echilibrați sau n-am avut echilibru. N-am fost nici fericiți, nici justi. Nici justi. Juști. Juți. Just. N-am fost nici fericiți, nici justi. Just. Justi. Justă. N-am fost nici fericit, nici just. De fapt, ce e bun? Nu? Aspirație să devii șeful unei firme, să câștigi la bursă, nu știu, să ai liniște, să-ți găsești, să ai iubirea și iubirea ori să o găsești, ori să fii cu ea, pentru că deja ai găsit-o și acum vrei să o cucerești. Și de fapt încerci să ieși și stai cu altcineva până îți găsești ori iubirea, ori o cucerești pe a ta. De ce? Ca să mai ai tu ce să fuți sau să nu te simți singur sau să nu te vadă societatea cumva. Știi? Să... Măcar trupul să nu fie singur. Dacă sufletul ți-e singur, nu? Măcar să ai tu ce fute, nu? Singurătatea. Da? Cum nu mai există nici familia. Sau relațiile astea conjugale. Da, pula mea. Rămâi. Acum zicea Peterson că ne căsătorim în vederea creării unei, nu știu, unei coeziuni. Știi, aia ar fi cea mai sigură. Deci jurământul ăla era cel mai sigur și întemeiat lucru pe care te puteai tu baza. Pentru că ai văzut că la baza bărbaților puternici au stat femeile. Da? Statuitoare sau... Familia deja nu mai există. Începe să se degradeze. Stai
stăm împreună, ne facem copil când divorțăm. Stăm pentru futare. Să ne simțim singuri. Trupește. Spune Aristotel în Etica Nicomatică, omul trebuie să fie în polis, nu. Da? Spune în Etica Nicomatică că trebuie să te afli în polis ca să faci binele. Spre deosebire de stoici care credeau că poți să faci binele și singur. Actual, oamenii sunt despiritualizați. Societatea dă mulți oameni singuri, da? Nu mai avem cadrul ăla care creat de mamă, da? Uite, și chiar dacă avem prieteni, da? Noi chiar dacă avem prieteni, de fapt nu avem prietenii pentru că ai prietenii din context. De ce le ai din context? Pentru că n-ai învățat. Nu, adică vă aflați într-un mediu și vă folosiți unul de altul. Vă lați, uite, eu mă folosesc de el pentru că mă folosesc de el, da? Uite, eu mă folosesc de el pentru că și el se folosește de mine. Sunt de acord cu asta. Și tu privind așa lumea, ei și pe ăla care încearcă de fapt să-ți fie prieten cu adevărat. Dar tu nu-l bagi în seama pentru că îi vezi pe toți ca niște unelte. Și văzându-i ca unelte, îți vezi propriul tău scop. Și de fapt așa tu ajungi să treci singur. Eminamente singur, dar eminamente lângă cineva. Lângă mulți alții care sunt la fel de singuri ca și tine. La 3 metri. Da, la 3 metri. Mulți oameni singuri care se află, de fapt, în niște contracte, în niște contracte, în niște cauze, cu clauze, da? Prietenii cu interese. La servici, la facultate, la locul de muncă. Tu ai nevoie, el la fel are nevoie. La fel și în club, nu? Merg la combinat pentru că cu prietenul are nevoie să cunoaște, pentru că nu te duci singur în club, da? Prietenile astea nu persistă și nu o să persiste, da? Și tu ajungi să-i folosești pe toți. Chiar dacă ei vin din prietenie. Singurătatea asupra oamenilor în gulag. Capturată cel mai bine, nu știu dacă de Solzhenitsyn, dar de... Dar de Dostoevski. În comunitate, te manifesti bine, cel puțin în secolul al XIX-lea, al Ortodoxiei, da? În care aia era puterea. Se ajunge ca la Pitești, ca la experimentul ăsta Pitești, nu un experiment propriu-zis, ci un fenomen, da? Un fenomen în care sunt intelectuali ăștia, da? Niște intelectuali. Mai mult sau mai puțin, neimportant. S-au băgat acolo și... Ui, și ce-a fost mai rău din ei? Da, într-adevăr, erau constrânși, erau făcuți. Erau în... Dar asta e o constantă. În fiecare gulag, în fiecare închisoare, în fiecare colț întunecat, nu știu, Dumnezeu nu mai există, spunea și Dostoevski. Omul uită, da? Ăștia fac răul ca un mecanism de apărare. Și pot spune că omul e de fapt bun, intrinsec e bun? Nu știu, cred că are dreptate și că aici Aristotel. Că numai în polis poți să fii bun. Numai în societate.
De exemplu, ca și la pușcărie, trebuie să te impui, trebuie să-i bați pe unul, să iei un gant, trebuie să-i dai de cap. Și te sânge. Că dacă nu vine ăla și te trage de buzunar și te duce după el, îi suși pula, te fute în cor, da? Izolarea îl face pe om să uite de bunătatea și de lumina asta lui Dumnezeu, da? Izolarea îl face pe om să uite de Dumnezeu, de lumină. Uși de Hristos, căci acolo se manifestă demonul. În prezent, oamenii rar mai sunt buni. Mai sunt anumite secte, da? Face asta din ortodoxie sau din catolicism sau din budism. Să mai ai comunitățile astea New Age, care sunt destul de dubioase. Care încearcă să, nu știu, să facem comunitatea aia primitivă, căsuță de lut. Prostiile alea, da? Oamenii rar sunt buni în ziua de astăzi să faci binele. Da? Un cerșetor, tu îi dai un leu, dar ca să te scapi de el. Și te scapi de el. Când tu ar trebui să-l faci de fapt în casa. Vezi, noi suntem amabili dacă să rezolvăm lucrurile care ne sunt. Acum considerăm că e egoist să rezolvă o problemă a cuiva pe cont propriu. De ce e egoist să-i rezolve o problemă unui om? Vezi tu, i-ai făcut un bine, i-ai rezolvat o problemă și de fapt lui nu-i convine. De ce? Pentru că el are orgoliul ăsta al vreau să-l fac eu. Deci omului acum nu-i mai trebuie multe. El nu mai are nevoie de, crede el, nu mai are nevoie de prieteni sau de polis, de discuție, de societatea asta să facă binele. El nu mai are nevoie. Ci are nevoie de un singur lucru. Are nevoie de o casă, un pic de... să nu trăiască de tot rău și să nu... și să mai aibă niște împliniri. Dar niște împliniri așa, care crede el din cauza că... datorită lui. Datorită lui i s-a întâmplat asta. Adică și când l-a ajutat cineva. Da, m-a ajutat pentru că eu l-am făcut să mă ajute. Eu, știi, prin meritul meu. Vezi, orgoliul ăsta, eu. Ei bine, prin eu nu poți să-ți manifesti virtutea. Îi rezolvi problema și el egoist. Păi, ce vrei tu? Mă descurc și eu. Ia vezi studioul ăla tău, da? Cine te ajută mai lasă drept. Da, dacă cineva te ajută, nu știu, e văzut așa ca un act de supunere, de așteptare a ceva. Te aștepți la ceva. Îmi rezolv eu, nu trebuie să vină ăla ca să-mi arate ce să fac. Chiar nu-s prost. De unde știe el ce vrea el, ce caută el în locul meu, în viața mea? Da? Avem o individualitate dusă la extrem. Aproape de paroxism. Spuneam aici că ne interesează să avem un spațiu al nostru, să nu ne meargă foarte rău, să ne aducă cineva bine gratuit și să iar meritul să ne aparțină pentru viața asta bună, din trufie. Suntem
Trufași. Meritul meu. Da? Așteptăm. Ca să fie meritul nostru. Să facem asta totul. Totul facem din trufie. Mai degrabă, noi convingem pe cineva să ne facă nouă binele, decât vedem totul tranzacțional. De la societatea asta care o vede Aristotel. În cetate faci binele din virtute, că vrei să faci virtutea. Noi acum facem binele tranzacțional. Mi-ai făcut bine... A, păi, stai așa, eu înțeles că să-mi faci bine dacă poți tu cumva, nu să te deranjezi tu pentru mine, da? Cam așa vedem noi bine acum. Iar la finalul vieții, probabil, prima dată dăm vina pe cineva, da? Apoi, mai apoi, dacă gândim bine, dăm vina pe noi, că n-am fost capabili să-i influențăm pe ceilalți să ne ajute. N-am fost capabili să ne facem viața bună, da? Noi ne naștem singuri. Mai ales pe piața asta a muncii, în care femeia are dreptul de a munci, nu se mai află în fosta clauza vieții. Noi oamenii acum suntem singuri. Ne naștem singuri, ne crește o bună, nu ne mai crește o mamă. Nu mai avem frați, pentru că mai de mult erau 13 frați, da? Mai mureau doi, dar aia nu conta. Totuși erau mulți. Se lega unul de Ionica, veneau ăia 5 frați mai mari și mai vine și ăla încă doi mai mici. Se legau toți de un neam, da? Nu era cum e astăzi, că nici prietenii să te muți continuu nu mai duce la prietenii constante. Totul devine eu versus lumea. It's me against the world. Toți suntem formați individual. Când cineva profităm unul de altul, dar e singur toată viața. Lângă alți oameni singuri. Stai cu cineva ca să-ți fie de urât. Ca să te fuți. La fel, pentru că ca să nu fii singur. Fericire, da, intrinsec, ce înseamnă fericirea? Fericire nu poți avea dacă ești egoist. În primul rând trebuie să renunți la tine, da? Trebuie să faci un sacrificiu. Cum să-mi sacrific? Ți-am cerut eu ceva? Ți-am cerut eu ceva? Ți-am cerut să mă ajut dacă poți tu, nu să te încurci pentru mine. Și acum ne întoarcem și la Aristotel și la Dostoevski. Deci, Aristotel ce ne spune? Că pentru bine ai nevoie de oameni. Ai nevoie de oameni ca să manifesti virtutea, ca să faci binele. Dar Dostoevski spunea că când e singur, atunci iese răul din tine. Și fuziunea asta ne duce cu gândul la sacrificiu. În prezent, suntem singuri toată viața. De toate clipele, cum spunea Cioran. Mai sunt New Age. Da, și mai sunt societăți de astea care încearcă să recreeze New Age, nu știu ce. Chestiile la evreiești care nu-mi dau seama acum cum le zice. Societățile alea egalitariste care
Hoțiuri, nu știu exact, nu mi vin acum în cap și nici nu o să vină de grabă. Trebuie să găsesc articolul ăla. Știi, ăștia visează la comunitatea aia primordială în care intervine problema asta că noi culturi sau imigranții, ce sunt imigranții? No, când vin imigranții, deci imigrantul înseamnă pentru, exact antonimul sublimului, da? Dacă sublimul înseamnă o reacție de urât, un estetic urât, simțurile ne spun că e urât, rațiunea ne spune că e bun și că e interesant, că e foarte frumos. Dar pe de altă parte vine straniul care prin simțuri e la fel, da? E un om. Dar de fapt nu e la fel. De ce nu e la fel? Pentru că nu, rațional nu-l recunoști. Are altă cultură. Și așa se naște mitul straniului, în care ceva care pare familiar, dar de fapt nu ești capabil să empatizezi cu el. Și, persoanele astea stranii, se face fuziunea dintre arieni, cum zicea Nietzsche, dintre arieni și ăștia alți. Bine, nu folosea ele cuvintele astea, adică dintre oameni cu voința puternică și aia cu voința slabă. Și se ajunge la o stranietate în societate. Pentru că noi nu mai recunoaștem în societatea noastră. Da, printr-un futai dintre astea două specii, cu straniu și individul cultural al societății alea, devii straniu. Și astfel devenim strani pentru societate. Puțin apar dar de fapt puțin aparțin unui grup, unei societăți, unei familii. Dar fiindcă suntem dintr-o familie, realizăm că nimeni nu e lângă noi când și că de fapt trăim singuri. Din toate clipele. Și uite că am terminat. Și mi s-a părut că nu s-a obosit, nu mi s-a părut absolut deloc. M-a încărcat super mult lecția asta. Mi-a plăcut.